Criza gazelor naturale, dar și declarațiile din ultima perioadă ale Moscovei la adresa țării noastre au fost două subiecte abordate de către președintele țării, Maia Sandu, la forumul strategic BLED 2022, la care a participat în format online. Sandu a mai menționat că Republica Moldova continuă să fie dependentă energetic, iar în această situație are nevoie de mai mult sprijin din partea Uniunii Europene pentru a depăși mai ușor criza energetică. Desigur, ne-a plăcut ideea când Uniunea Europeană a anunțat că va crea o platformă pentru a procura în mod colectiv gazul, dar încă mai trebuie să devină operațională. Întrebarea este prețul la gaze, deoarece în Republica Moldova acum plătim de 10 ori mai mult decât plăteam acum un an și jumătate și vă puteți imagina care este impactul asupra populației, pentru că Republica Moldova este o țară săracă. Întrebarea este unde se vor opri prețurile în această iarnă, cel puțin la gaz, pentru că sunt deja foarte mari. Ce face Uniunea Europeană în acest sens? Avem situația când cei care vând gaz vând mai puțin, dar fac mai mulți bani din cauza acestor prețuri nebune și este dificil să le numim prețuri de piață. Totodată, șefa statului a vorbit și despre faptul că Rusia și-a schimbat retorica în coraport cu țara noastră de la începutul războiului în Ucraina, pentru că Republica Moldova a condamnat această invazie, motiv pentru care Moscova lansează mesaje tot mai amenințătoare la adresa securității statului. Suntem într-o situație dificilă pentru că ne aflăm într-o regiune din apropierea războiului. Republica Moldova a fost supusă ani la rând propagandei ruse, care a constituit o problemă pe termen lung. Încă mai avem oameni care nu înțeleg realitatea. De asemenea, avem o dependență acută de resursele energetice rusești. Cu toții ar trebui să ne învățăm lecțiile în legătură cu energia. Republica Moldova și-a învățat cu siguranță lecția și încercăm să lucrăm pentru diversificarea surselor, dar nu este un lucru ușor de făcut în timp util. Forumul strategic BLED este o conferință internațională anuală organizată din 2006 în Slovenia și a fost inițiat de guvernul acestui stat. Scopul său este de a fi o platformă pentru a exprima opinii despre societatea modernă și viitorul acesteia.